Ce va fi terminat să pună? Despre ce o fi cartea asta? Oare? Despre ce iubire? Păi, iubire față de ce? Așa, ca să fiu foarte pragmatic, intrați pe www.libris.ro. Acționați incredibil iubesc, incredibil mult iubesc, fără pauză, fără spațiu între. Este un material care are un ISBN, ceea ce este perceput la nivelul opiniei publice ca fiind carte. Un material care este comercializat de către editorul Libris, care conține un fond de gânduri pe care societatea îl catalogează ca fiind poezie. Da, noi suntem clasa nouă. De ce e incredibil? Ei sunt foarte deștepți. Cu siguranță sunt foarte deștepți. Dacă nu erau aici, cu siguranță nu ne întâlneam. Dar poate n-am văzut încă iubirea asta. De ce e incredibil? Asta ar fi întrebarea? Asta e întrebarea noastră. De ce e incredibil? Recunosc că la momentul în care am finalizat manuscrisul, aveam nevoie de un titlu. Vreau un titlu care să fie atrăgător pentru public sau pentru potențialul public. Și mi-a spus că trebuie să conțină neapărat prefixul incredibil. Fondul cărții gravitează și gravita la momentul analizei respective în jurul verbului a iubi. Prin urmare, iubesc, dar îmi trebuia și ceva, îmi trebuia un cuvânt pe care să-l asociez cu spiritul societății noastre. Și spiritul societății noastre, dincolo de bine și de rău, sau mă rog, unul dintre cuvintele care exprimă foarte bine acest spirit, este cuvântul incredibil. Dacă ceva nu e incredibil, nu știm. Dacă o știre nu e incredibilă, nu știm. Dacă Silvan Stincel, persoana fizică, nu este incredibilă, de ce să ne mai întâlnim cu el în sală? Trebuie să fie incredibil ca să fie salariu, nu? Dacă ceva nu e incredibil, nu are să mai participăm, nu are să mai fim prezenți. Corect. Prin urmare, dacă titlul cărții ar fi fost Iubesc, ar fost să se poată de banal. Cum? Toată lumea face asta, nu? Trebuia să fie incredibil Iubesc. Ceva ce să manipuleze oamenii. Ceva ce să manipuleze și să-i atragă, din punctul meu de vedere, să manifeste un pic dezacordul față de, cel puțin, din punctul meu de vedere, este și o expresie a dezacordului meu personal față de abordarea de comunicare a societății în care trăim. Deci trebuie să fie ceva incredibil ca să fie normal, înțeleg. Asta nu e curiozitatea clară acest titlu, deși ating scopul. Voi să intrați acolo dacă vreți să citiți, să aflați mai multe. În schimb, poezii, ca să fac publicitate, dacă intrați pe Google și căutați Silvan Stincel, incredibil iubesc, veți găsi cu siguranță pe internet la liber parte din poeziile, volumului. Și mai am o singură întrebare. În acest moment, intrați și la stat, dar și în privat. Adică... Depinde cum definim lucrurile. Pentru ei, pentru că ei acum, practic, își aleg calea pe care să pornească. Ce mai bine pentru voi este să gândiți? Ce mai bine este să gândiți, să analizați, să puneți la îndoială absolut orice și pe oricine, ca să ajungi la niște concluzii favorabile vouă, cu rezultate pozitive pentru voi și rezultate pozitive vizibile și pentru cei din jurul vostru. Dacă să facem filozofie, eu n-am terminat o facultate de economie până la jumătate franceză. Însă nu avem timp la dispoziție și nu aveți voi răbdare. Eu aș putea să demonstrez că nu există stat și privat la urmă urmei. Dar asta însemna o discuție foarte lungă și mai degrabă la un pahar de suc cu lămâie. Indiferent de sistemul în care un individ își manifestă activitatea profesională sau altfel spus trăiește și funcționează, cel mai important lucru este să
să gândești, să analizezi tot timpul contextul în care tu să afli, în așa fel încât să reușești să extragi pentru tine și pentru comunitatea din care tu faci parte, maximul de profit posibil. Și nu contează că de la stat sau că de la privat. Dacă astăzi, de exemplu, piața muncii oferă în privat o satisfacție financiară și profesională mai mare decât piața muncii din zona de stat, minor, la nivel comun, evident. Și poți să accesezi, te duci acolo, unde ai resursa mai importantă și te satisface mai bine necesitățile și nevoile. Dar tu decizi, tu te gândești cum e mai bine pentru tine, la stat sau la privat. Sau în măsura în care este stat și privat. Dumneavoastră a spus că sau m-ați asociat cu partea de bibliotecă ca fiind un angajat la stat. Și atunci lansează o întrebare, de exemplu, dacă universitatea antamează niște lucrări de renovare a fațadei, lucrări care sunt efectuate timp de 6 luni de zile de un SRL, acel SRL este angajat la stat sau nu? Complicat. Complicat. La fel și la ora actuală, un manager de instituție publică pe zona cultură are un contract determinat pe 4 ani de zile cu evaluări anuale, unde nu există o certitudine că și la anul va prinde acea poziție. Deci, din acest punct de vedere, este un furnizor de management. Deci este o persoană privată care furnizează un management cultural către instituții de stat. La fel ca și prestatorul de servicii și de reparații pentru universitate.